Simon, reveniți acasă după o serie de victorii în deplasare. Cum crezi că o să fie meciul de mâine cu CS Mihai? Unul foarte greu, după cum ați văzut, până rapid. Au schimbat antrenorul, au jucat mult mai bine și au dorit mult mai mult victoria de pe rapid și ne așteaptă un meci foarte greu. Tu știi foarte bine ce înseamnă CS Mihai. Ai jucat în sezonul trecut acolo, ai jucat și barajul. Cu ce gânduri întâmpini acest joc? Cu gândul de a câștiga, cum ne ducem la fiecare meci. Am fost acolo, respect CS Mihai, dar am fost la VAR și vreau să câștig. Moralul cum este printre voi după succesele din ultima perioadă? Nu foarte bun, dar rămâne modeste, așa putem să câștigăm. Clasamentul e strâns. Cum ți se pare lupta asta pentru play-off? Mi-am zis de la început, de când am venit, o să fie un clasament foarte strâns din cauza pentru că sunt foarte multe echipe care avem jucători cu experiență, jucători care au venit din prima ligă și după cum vedeți, că acasă nu prea se câștigă. Sperăm să spargem o iață mâine. Suporterii sunt foarte bucuroși după rezultatele din ultimele etape. Ce mesaj ai pentru ei? Să fie alături de noi și la mine și la grup, pentru că este un grup cu mulți copii și așa este la fiecare meci. Trebuie să fie lângă noi.